Tragedie urmate de ample operațiuni de căutare marți seara în comuna Vicovul de Jos din județul Suceava. Un bărbat de 55 de ani care mergea pe marginea drumului a fost lovit mortal de o mașină. Aproape 2 ore a planat misterul asupra autorului accidentului. Șoferul l-a lovit mortal cu mașina pe bărbatul de 55 de ani, care mergea pe marginea șoselei. Apoi și-a văzut în continuare de drum fără să oprească. Câțiva tineri au văzut în mijlocul drumului un om care zăcea pe asfalt și a oprit să vadă ce s-a întâmplat. Din păcate, medicii sosiți la fața locului n-au mai avut ce face ca să-l salveze pe bărbat. Între timp, polițiștii au făcut filtre pentru a-i da de urmă șoferului. L-au găsit la 25 de kilometri distanță de locul impactului. Un bărbat în vârstă de 25 de ani, acesta a fost identificat conducând un ansamblu de vehicule. A fost preluat de polițiști, a fost reținut, fiind condus la unitatea medicală pentru prelevarea de probe biologice, de sânge și stabilirea alcoolemiei, a declarat subcomisarul Ionuț Epuranu, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava. Tânărul s-a ales cu dosar penal pentru omor din culpă și fugă de la locul accidentului. Dacă se va stabili că era și băut, va fi cercetat și pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.